Barmanul unui club din centrul Iașului a fost reținut după ce a cauzat moartea unui tânăr în urma unei altercații ce a avut loc luna trecută. Potrivit procurorilor, parchetul de pe lângă tribunalul Iași, agresorul i-a dat clientului un pumn în față, lovitura provocându-i moartea după trei săptămâni de spitalizare. Victima a fost proiectată cu capul pe suprafața betonată din fața ușii de acces în partea exterioară a clubului, iar lovitura i-a cauzat un traumatism craniocerebral cu o fractură craniană occipitală, hematom subdural și contuzie cerebrală, leziuni care au condus la decesul acesteia la data de 4 februarie. Agresorul și fapta au fost fost după ce au fost ridicate imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă, inclusiv a celor amplasate în interiorul și exteriorul clubului, audiați martorii și după efectuarea expertizei medico-legale necropsie. Luni, parchetul de pe lângă tribunalul Ia și a dispus reținerea inculpatului și a formulat o propunere de arestare preventivă acestuia.